discuție pentru dumneavoastră. Colegii de iunie s-au obișnuit cu acest lucru. Este mesajul nostru pentru acest proiect, mesajul final pe care l-am încărcat și pe blogul. Am filmat în timpul verii. Asta sunt din București. Asta e un tramvai din Viena. În excursie în nordul Sărării Maramureși. Filmul am făcut din tot felul de secvențe pe care le-am filmat în cursul acestei campanii și în final cred că în asta am rezumat ideea că practic orice am face până când nu o să ne lăsăm acasă obiceiurile de a merge numai cu roțile, nu o să facem nimic. Doar pe două roți vom rezolva problema. Indiferent că ele vor fi de bicicletă sau de role sau... adică, de două mașini date de echipele ecologice care s-au plimbat în tot orașul, au fost și câte 6 copii care s-au lucrat în acest echipă. Bineînțeles că toată lumea a râs de ei și noi am admirat, noi în liceu i-am admirat foarte mult. Am dat și un interviu la Radio Constanța. Radio Constanța ne-a ajutat foarte mult în această campanie. Am găsit sprijinul acestui doamne reporter care a fost cu noi și la Eforie și când am plantat pomii și când am împărțit fruturașii. Ne-a fost chiar de foarte mare ajutor pentru că am simțit și noi că cineva din comunitatea noastră locală se implică totuși, mai există și oameni care nu le pasă. Am integrat curiculum național. Am făcut povestiri, postere, filme. Aici, în centrul orașului Constanța, copiii au împărțit niște flyere șoferilor de taxi. Mi-a fost puțin teamă de acest moment, că am crezut că sunt oamenii de... să nu fie totuși deranjat de acest lucru, însă au fost foarte cooperanți, am avut și ajutorul unui șofer de taxi. Ei, copiii au fost mirați că erau mulți șoferi care nu-și puneau problema emisiilor de dioxid de carbon și chiar îi întrebau pe copii ce sunt alea. Copiii le-au explicat și când au văzut că este prea bătată serioasă, nu și-au mai permis să facă glume, pentru că copiii erau chiar foarte serioși.